A fost sărbătoare mare și în comuna Bălăcița, unde oamenii au participat la zilele comunei. Alături de președintele Consiliului Județean Mehedin Țeala din Georgescu, au fost prezenți la eveniment prefectul județului Alin Isuf, parlamentarii de Mehedin Liviu Mazilu și Alin Chirilă, inspectorul șef al ISCTR Tudor Nișulescu, dar și vicepreședintele Consiliului Județean Mehedin Ionica Negru. Cântece și jocuri populare, ansambluri folclorice care fac din Mehedinți o regiune unde tradițiile sunt la el acasă. Vocea de aur a dragei noastre soliste Sanda Argint. Pe toate le-am regăsit la Bălăcița, o localitate pe care Consiliul Județean Mehedinți o va sprijini și o va ajuta în continuare să se dezvolte în bine așa cum merită locuitorii ei. Primarul Constantin Vlăduț este un om dedicat comunității, iar din partea președintelui Consiliului Județean ala din Georgescu și a Consiliului Județean Mehedinți a avut și are în continuare tot sprijinul. Într-adevăr, suntem în locația unde se desfășoară aproape pe fiecare an zilele Comunei Bălăcița, chiar și Bâlciu anual, care e o sărbătoare tradițională, și de 2 ani n-am putut să mai realizăm aceste activități din cauza pandemiei. Am avut un an, cel puțin de când le-am înființat, am mai avut un an de am avut inundații și nu s-au putut organiza, dar e un lucru foarte bun pentru cetățenii comunei, pentru că mai au și posibilitatea să mai iese din programul zilnic de muncă și să mai distreze într-un fel sau altul la țară. La eveniment au fost prezenți alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți, ala din Georgescu, prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, parlamentarii de Mehedinți, Liviu Mazilu și Alin Chirilă, inspectorul șef al ISCTR, Tudor Nișulescu și vicepreședintele Ionica Negru. Petrecerea populară, cu muzică aleasă și distracție pe măsură, cu numere artistice prezentate de copiii comunei, dar și de nume sonore de interpreți de muzică populară. În primul rând, Hristos a înviat. Mă simt bine și mă simt onorată pentru că domnul primar s-a gândit să mă invite la zilele comunei Bălăcița și să ne dăm drumul un pic la viață, pentru că am stat destul, 2 ani și să stai pe dreapta nu ușor, ne-a venit foarte greu să intrăm în mână. Ce părere aveți despre acest eveniment organizat cu ajutorul domnului primar? În primul rând, felicitări domnului primar pentru tot ce a organizat dumnealui și toți angajații de la primărie. Să știți că nu este ușor să organizezi un spectacol după pandemie, pentru că nu știi cum reacționează oamenii, dar domnul primar văd că a fost bine documentat de sătenii, ca să spun de sătenii din sat, pentru că și oamenii din sat și-au dorit acest spectacol și este făcut pentru, este sărbătoarea lor, este sărbătoarea comunei și este a oamenilor din sat. Domnul primar, felicitări pentru tot ce a făcut dumnealui. Oameni inimoși și bucuroși de faptul că au o comună din ce în ce mai frumoasă în urma investițiilor care s-au făcut, au venit cu mic, cu mare, la eveniment. Este un eveniment foarte frumos organizat de primarul Comunei Bălăcița. S-a gândit ca fiecare an să ne facă această distracție aici pentru Comuna Bălăcița. O să mai fie de aici încolo multe, multe distracții făcute și multe evenimente, adică ne referim zilele Bălăciții, Bâlciu de pe 15 septembrie. Ne bucurăm într-un cuvânt și mulțumim domnului primar și a Consiliului și a consilierilor de aici Comunei Bălăcița că a făcut un lucru frumos și facem continuare. E frumos. Domnul primar s-a gândit și la distracția cetățenilor. Îi mulțumim, domnul primar, o persoană deosebită. Merită să fie primarul Bălăciți. Avem tot respectul pentru el. Vă place? Da. După 2 ani de absență, domnul primar a organizat zilele comune. Vă era dor de puțină distracție? Da. Un asemenea eveniment este o bucurie pentru toți locuitorii comune. Mi se pare frumos, adică după 2 ani de pandemie să ne reîntoarcem așa mulți. Na. Ne revedem, mai socializăm, decât în casă e mai bine așa. După 2 ani de pandemie, cum a spus și ea, este foarte bine. Și foarte frumos, cu cântăreți frumoși. O să vă distrați din plin. Da.
Cum omul sfințește locul, primarul comunei Bălăcița, Constantin Vlăduț, a revigorat viața economică a comunei, care rămâne una dintre cele mai vestite pentru calitatea brânzeturilor și pentru vrednicia oamenilor. La mulți ani, locuitori ai Bălăciței, și să vă fie sărbătoarea din ce în ce mai cunoscută!